Salutare, salutare! Un scurt studiu de caz pentru voi, sper să vă fie util ceea ce urmează să vă prezint în acest live. Este vorba despre un partenat pe care l-am făcut uh, acum două săptămâni la un eveniment susținut de noi, susținut de appraisers. Uh, la aceste evenimente de multe ori noi căutăm sponsori care ne susțin cu bani sau cu produse, cu servicii, în așa fel încât noi să reducem costurile de organizare. Și avem câteva firme pe care le contactăm în astfel de situații, firme care în trecut au colaborat cu noi, pentru că este, sunt oarecum clienții cei mai ușor de abordați, pentru că am avut un partenerat bun în trecut, Servus Natalia, mă bucur că ești on. Deci cum spuneam, sunt câteva firme pe care le contactăm în astfel de situații când căutăm sponsori sau parteneri care să ne susțină în evenimente și un astfel de partener sunt cei de la Maurer Imobiliare, o companie foarte mare de construcții condus de către Simon, Simon Maurer, un milionar român, un prieten bun și un om extraordinar. Ceea ce vreau să vă spun în acest video este felul în care a ales ei să facă parteneratul ăsta. Mi s-a părut genial și cred că putem să învățăm ceva de aici. Mai exact. Noi am contactat, le-am spus, uite, urmează să facem un eveniment cu comunitatea Prizer, să vină 200-300 de oameni, există o posibilitate faină pentru voi să vă expuneți acolo firma, să deveniți mai cunoscuți, să aveți partea de branding, dar și contactul direct cu un stand și așa mai departe. Ați putea să ne sponsorizați cu o sumă de bani, în schimb la aceste lucruri, în așa fel încât noi vă expunem și voi ne susțineți în organizarea acestui eveniment. Salut Valentino din Roma, mă bucur că ești online și mă bucur că ne-am văzut exact la evenimentul despre care vorbesc. Așa. Și cei de la Mauro Immobil au spus, da, ne-ar face plăcere să fim parteneri la acest eveniment, vă susținem cu suma X de bani în organizarea evenimentului, în schimb ne dorim să avem un stand, dar ce s-au gândit ei mai? Cum să-i facem pe oameni să treacă pe la stand? Că, na, pui un stand, e bine, dar până la nivelul în care să oamenii de la eveniment să vină la standul tău când sunt alte 2-3 standuri, trebuie să faci ceva. Și s-au gândit, mai, ca să vină la standul nostru am putea să facem uh, o tombolă, adică dacă oamenii pot să câștige ceva, există șase mai mari să treacă pe la uh, masa noastră. Și atunci au, făcut niște foi cu, uh, pentru tombolă în care trebuie să completezi cu datele tale, asta e un alt lucru pe care poți să-l înveți, în acest fel au rămas cu datele de contact a celor persoane. Uh, oamenii trebuia să completeze, să lase în urna lor uh, acele bilețele și la sfârșitul evenimentului extrageam un câștigător care primea ce? Primea două nopți de cazare într-un apartament în cartierul lor, cartierul Avangarder din Brașov. Două nopți de cazare gratuite pentru patru persoane, practic era un apartament de patru, patru locuri și primeam aceste două nopți gratuite de cazare. În aceste două zile în care, sau trei zile dacă era, erau două nopți, poate să fie două zile sau trei zile, în aceste două sau trei zile aveai ocazia să vizitezi compania, adică ei să-ți facă un tur interior al companiei, să vezi exact cum funcționează ei, cum sunt structurate departamentele... Chestii interne pe care nu prea le vezi despre o firmă. Ceea ce, pentru cei care sunt antreprenori, proprietari de firmă, e atractiv. Adică să poți să mergi jumătate de zi să petreci în compania unor persoane care lucrează într-o firmă care are cifra de afaceri de 60, 70, nici nu mai știu câte milioane de euro, sună interesant. Mai mult, dacă vremea permitea acest lucru, persoana care câștiga acest sejur de două nopți la Brașov urma să survoleze cartierele lor, blocurile lor, în helicopterul personal al proprietarului, al lui Simon. Și, evident, să-l să, să, să cunoască personal și pe Simon și asta este foarte fain. Deci, ei a fost o metodă foarte, foarte atractivă de a promova businessul lor, a face pe oameni să vină la standul lor. A dat un premiu care a fost super atractiv. Apropo, să știi că până la, la eveniment, când am pus noi, am pus bilețelele cu tombola pe fiecare scaun. Înainte să anunț care este premiul, că o să se plimbe cu elicopterul, o să-l cunoască pe Simon, o să se plimbe prin firmă, foarte puține persoane au completat. Până la sfârșitul evenimentului, când am anunțat, după ce am anunțat care este premiul, majoritatea oamenilor au completat acel bilețel. Deci, dacă te gândești să faci tombole, te gândești să te promovezi la diferite evenimente, de exemplu, vii la un eveniment și spui lor, vreau să fiu și eu sponsor la evenimentul tău, puneți niște rol la pur în sală, cât mă costă. Mă, e bine, Putem să facem și asta, dar e prea puțin, se poate mai mult, se poate ceva inedit, se poate ceva care să iasă în evidență și care chiar să aibă impact în, 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 pentru businessul tău. Deci, mesajul central al acestui live este unul foarte simplu: fi diferit, inclusiv în asta, în parteneriat, în sponsorizări, în promovare, ori de câte ori ai ocazia, fi diferit, fă lucrurile altfel pentru că este beneficiul tău. Pentru noi a fost bine, pentru că oamenii au perceput că primesc un cadou super valoros din partea noastră. Pentru ei a fost bine pentru că au câștigat o listă cu potențial clienți plus expunerea de care a avut parte pentru participanța a fost bine pentru că o persoană a câștigat un premiu super atractiv și în acest fel, win-win-win, toată lumea câștigă din astfel de parteneriate. Gândiți-vă la acest lucru, de fiecare dată când faceți promovare marketing, orice campanie ar fi sponsorizare, branding, expunere, gândește-te la chestia asta, cum aș putea să ies în evidență, cum aș putea să fiu diferit. Sper să vă ajute aceste informații, vă doresc o zi superbă, Ciao ceau! ceau.